lux în atmosferă. Belgia 39,6, Luxemburgul 37,6, Suedia și Franța sunt la 36 de euro pe oră, media. România este la 6,3, sărăcuța. Colosal. De 6 ori mai puțin decât la greviștii noștri. E totuși de luat în calcul, să știți, pentru viitor. Costurile forței de muncă constau în salarii și costuri non-salariale, de exemplu, contribuțiile sociale ale angajatorilor. Ponderea costurilor non-salariale în totalul costurilor forței de muncă pentru întreaga economie a fost de 24% în Uniunea Europeană și de 25,9% în zona euro. Ele au variat de la 6,7% în Malta, cele mai mici, la 32,8% în Franța. Estimările Eurostat, oficiul statistic al Uniunii Europene, acoperă întreprinderi cu 10 sau mai mulți angajați. În 2017, în comparație cu anul precedent, costurile orare ale forței de muncă în întreaga economie exprimate în euro au crescut cu 2,3% în UE și cu 1,9% în zona euro. Cele mai mari creșteri în Lituania, plus 9%, Estonia 7,4% și Letonia 7%. Singura scădere în Finlanda, minus 1,5%. Da. Pentru statele membre din afara zonei euro în 2017, cum suntem noi, bulgarii și alții, cea mai mare creștere a costurilor orare în forța de muncă de întreaga economie exprimată în moneda națională, plus 17% la noi, plus 12% la bulgari. Dacă te iei numai după cifre, într-adevăr, ai ce să mănânci, adică vedem că acestea nu sunt chiar catastrofale. Vă spuneam mai devreme că au fost alegeri în Ungaria, alegeri legislative. Bine, ele nu diferă foarte mult de rezultatele alegerilor prezidențiale din Egipt. Mă refer ca și victorie netă. Acolo, sigur, a vorba de un procentaj de peste 97% pentru cel care a devenit noul președinte. Bine, aici, sigur, vorba de premierul Victor Orban, vechea noastră cunoștință, care însă a obținut o victorie netă, 68%, practic, după numărarea a 98,5% dintre voturi. Bine, și o participare mult mai bună în Ungaria decât la ultimul scrutin, tot așa, aproape de 70%. Este practic la nivelul celei mai mari prezențe la legislative în această țară din 2002 încoace. Ce înseamnă însă asta pentru a înțelege mai clar de ce victoria lui Victor Orban, este una nemaipomenită? Pentru că acesta are acum dreptul să modifice Constituția, să o facă harcea-parcea, pentru că el are două treimi din legislativ la dispoziția sa. Am înțeles că la țară, în Ungaria, extrem de slab dezvoltat satul maghiar, este ca satul lui Zaharia Stancu, practic, oricât ar încerca ungurii să cosmetizeze realitatea. Numai noi și cu Bulgaria avem sate mai vraiște decât în Ungaria. Situația este aproape disperată în estul Ungariei. E bine, toți au votat cu Ludovic, cu Victor Orban. Mă iertați. E bine, ce înseamnă asta? Modificarea Constituției și desprinderea încet, încet de ideile europene. Adică s-ar ajunge cumva cam în situația în care era și Polonia de unăzi, Ungaria să devină, dacă nu cumva era deja, un fel de paria societății europene, ei imaginându-și că printre capitalele europene s-ar afla și Budapesta. Sigur, alături de București, alături de Bratislava, alături de Varșovia, alături de Sofia, nu-i așa? Și nu Bruxelles-ul sau mai știu eu cine, da? Capitalele care contează de fapt, Frankfurt, Strasbourg, da, Haga, cele unde se joacă până la urmă viața europeanului de zi cu zi. Asta pentru că, sigur, Bruxelles este singura capitală oficială, dar maghiarii, într-un ținut dintre ăsta deosebit, Ludovic Orban știe, că probabil că l-a felicitat și el pe Victor Orban zilele trecute, nu numai Kelemen Hunor, Kelemen Hunor, sigur, a făcut-o în mod oficial. Auzit că și Ludovic Orban a făcut-o, mai peșesc așa, dar nu putea și el să nu... Nu numai pentru că îl confundă ăla și zice, uite bă, încă unul de-al meu. După nume, evident că te și întreabă, bă, nu cumva suntem rude. Deci l-a felicitat și el ca să încheiem subiectul. Tăne,
dacă asta au vrut ungurii, de aici înainte, sigur că vor trebui să suporte consecințele, o îndepărtare de ceea ce este firesc, probabil, pentru că nu cred că Victor Orban se va priva de posibilitatea de a moșmondi Constituția așa cum își dorește, mai ales că n-a câștigat alegerile doar ca să se umfle în pene. Siguranță că va procede la ceea ce nici măcar Liviu Dragnea deocamdată nu poate să facă chiar așa cum și-ar dori. Nici la noi situația nu e foarte diferită, sigur. Și la noi s-a câștigat cu un scor de tipul ăsta, și la noi PSD-ul dispune de o largă majoritate, numai că parcă totuși situația este un pic diferită. Lumea nu-i înghite, deci rezultatele par să vină din văzduh și nu din urne, cum este în Ungaria, unde Victor Orban deocamdată nu este foarte contestat, că de-abia a fost ales. Pe când la noi, ai zice, dacă ieși pe stradă sau dacă intri pe internet, că nimeni niciodată n-a votat cu Liviu Dragnea. Adică el este atât de detestat, cum nu cred că a fost în viața vieților lui. A zis de altfel și cota de încredere pe care o are cu titlu personal șeful PSD-ului și președintele Camerei Deputaților, aproape de zero. Deci rezultatele alea, dacă își mai amintește de ele sau nu, absolut imense, nu-i mai dau practic niciun fel de drept. De asta s-a și refugiat, a zis acum de sărbători, într-un loc de ăsta unde să-i tihnească ouăle roșii și eventual să își păruiască la o, adică, sigur, la modul de iluzie, viitoarea consoartă. Noi nu ne înfruptăm din Europa, dar nici nu ne înfruntăm cu ea, a zis Victor Orban. Vrem o Uniune Europeană de succes și puternică, dar pentru aceasta trebuie ca toți să putem spune ceea ce ne deranjează. A început el un discurs, sigur, puternic, naționalist, însă nebazat pe nimic real. Finalmente, nici mai pe orgoliu unui om de a-și păstra funcția. Asta este singurul crez, finalmente, al lui Victor Orban. Spuneam de perioada asta mai puțin fastă pentru unii. Stelele nu se potrivesc, nici astrele, de altfel nemaipomenit în primele săptămâni ale lui aprilie. Sunt considerate pe undeva cele mai dificile momente ale anului, pentru că desprinderea asta de perioada ghețurilor veșnice și până să ajungem în perioada primăverii absolute, da, aprilie îți oferă de toate. Poate să ningă, poate să plouă, poate să fie o grevă odată la 5 minute, dar nimeni nu este așezat cum să cuvine în aprilie. Vorba proverbului francez, să nu dai de pe tine jos nici măcar un fir în aprilie. E bine, o dramă s-a petrecut și în Paris-Roubaix, de altfel anticipată tot așa de vracii marilor curse cicliste în anii trecuți, că va veni și drama asta în plină cursă la un moment dat, sigur, după anii în care lucrurile degeneraseră total, să spunem, în ciclismul ăsta de speță nouă, da, unde lumea a trecut peste perioada dopingului, s-a restartat, a luat-o de la zero, sigur, cu alte medicamente, într-o altă medicină paralelă. E bine, la 22 de ani a făcut atac de cord Michael Goulaerts la o echipă belgiană necunoscută. Pur și simplu ca secerat a căzut pe marginea drumului, pe un sector pavat. A murit la spitalul de la Lille în aceeași seară. Criza cardiacă nu i-a mai putut nu a mai putut apropia foarte mult nici pe medicii care au fost chemați la căpătâiul său. Nu s-a mai putut face nimic pentru bietul om care moare așadar în cursă. De altfel, spuneam săptămânile trecute, vreo 12 jucători de fotbal de pe întreaga planetă, numai 6 de pe teritoriul francez au sucombat din senin, iată, după Davide Astori, practic de teamă, de stres mai degrabă decât de boală, văzând ce i s-a întâmplat capitanului Fiorentinei la 31 de ani, care a murit în somn de o boală rară, aproape neidentificabilă de inimă, se spune că pur și simplu mușchiul inimii s-a oprit din lucru, fără să fie solicitat. Niciun medic deocamdată nu și-a exprimat cu certitudine, nu și-a putut explica exact cauzele decesului respectiv. Aceasta, până la urmă, sigur, intrigă, pentru că înseamnă că absolut oricine pe lumea asta se poate culca seara și să nu se mai trezească dimineața. Adică nu exista nicio urmă, se pare,
la autopsia jucătorului italian de posibil atac de cord. Și bine, asta s-a întâmplat în plină noapte. Bine, de atunci, printr-un ricoșeu, pur și simplu s-au stins din viață încă 12 creaturi din domeniul respectiv. Spuneam 6 francezi de 12, 13, 15, 18 ani. Ăștia care se culcau seara după ce se jucau pe consolă sau vedeau o emisiune de asta tristă la televizor, Vocea Franței, Vocea Marii Britanii, mai știu eu ce, sau francezii au talent, mozambicanii au talent, da, adormeau cu degetul în gură, unii dintre ei chiar cu suzeta lângă ei, și dimineața erau morți. Da, neexplicabil acest fenomen, spuneam, pare că sunt blestemele acestei luni. Însă nu avem nicio veste de la castel să se fi întâmplat așa ceva. Ama, nu că la 30 de ani ești scutit de astfel de variante, dar eu înțeleg că Irina Tănase, cred că n-are nicio legătură cu cei doi Tănase de la Steaua. N-am aflat, dar am impresia că nu. Deci refugiată și ea până la urmă de aceste sărbători, refugiată la castel, spuneam castelul Foișor, alături de Valentin, care este fiul lui Liviu Dragnea, își poartă bine numele, când pe tata îl cheamă Nicu, pe băiat poate să-l cheme fără probleme Valentin. Uite că la asta puțini români s-au gândit. Da? Nicușor, pe Liviu Dragnea îl cheamă Nicu, Nicolae. Așa? E bine, pe fisul îl cheamă Valentin. Da? Parcă totuși am mai trăit un astfel de moment la noi în istorie. Bun, iubita lui, alături de iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tănase, cine știe să l-o fi încurcat la un moment dat după un păhărel de vin, au ajuns la mănăstirea Sinaia, însoțit sigur de garda respectivă, ați văzut de la știri și de girofaruri, probabil, și patru au preferat să evite aglomerația din trei mănăstirii. Au stat, au ascultat manele, bă, vreau să spun slujba din stradă. În fine, Dragnea n-a vrut să stea de vorbă cu presa foarte mult, pentru că era, ați văzut, emoționat în fața unui astfel de moment. Cine știe câte perle va trebui să-i pună în față Irinei ca aceasta să spună. Păi am mai văzut asta și la ceilalți șefi ai mei. Știți că ea a lucrat înainte să fie cu Liviu Dragnea, tot așa pentru niște celebrități în domeniul comercial privat. Bun, hai să-i lăsăm totuși pe acești viitori însurăței în aceste zile să le tihnească mălaiul și haleala. Și o statistică care ne pune iarăși pe gânduri, românii nu se mai uită la televizor, bun, asta știm, dar nici străinii. Și că în momentul de față, americanii și canadienii au mai rămas în frunte, iar petrece în medie 4 ore și 3 minute pe zi în fața televizorului. Păi da, hai să vă spun ceva, fraților, asta e nimic. Eu nu înțeleg cum să fac statistici. Asta sigur, sunt în medie, sugarii nu se uită chiar 4 ore. Că sunt la un moment dat ridicați de acolo. Dar eu spun că orice român sănătos la cap, bun, el nu se uită, nu înțelege. Dar lasă deschis televizorul 4 ore și 3 minute. Că eu n-am cunoscut încă în viața mea un român să se uite mai puțin de 4 ore pe zi. A, că nu se mai uită 20 de ore ca pe timpuri. Că după 20 de ore trebuia să închidă televizorul, că era cu lămpi și exploda. Dar astăzi cum să nu ții televizorul deschis 4 ore și 3 minute? Dar așa spun statisticile mondiale. Din ce în ce mai multe persoane aleg platforme de streaming, precum Netflix și Amazon, sau HBO la noi, nu se mai uită așadar la televiziunea tradițională. Ciudat. Și peștii de pe televizor în condițiile astea vor fi îndepărtați la un moment dat definitiv. Băgați prin mașinile de spălat ale istoriei și nu vom mai vorbi despre ei. Trebuie să luăm o pauză, să știți că astăzi nu avem Dan Bâra, emisiunea sa este în grevă în această perioadă. Revenim. Care ne-a lipsit în aceste zile, fraților, a scos două numere și le-a pus într-unul singur, precum fac francezii cu trenurile în zilele astea, numerele 16 și 17. Iată-le, Nicolae Manolescu este în continuare prezent. Nimic despre Mircea Cărtărescu, dar să sperăm că vom afla niște date suplimentare apropo de premiul pe care, până la urmă, înțeleg că îl va lua chiar în Mallorca și nu la Buenos Aires, pe cheltuiala gazdelor, sigur.
Pe 20 aprilie apare următorul număr din România Literară, deci ne vor slăbi câteva zile, după cum ați înțeles. În Cotidianul, bunicii, victimele descreeraților, un titlu care pare să vină de nicăieri așa, pe fondul unor tensiuni politice enorme pe planetă, adică un fel de baba să piaptenă și lumea arde, dacă vreți așa un pic remodelat acest discurs. Adio în matriculări în Bulgaria, în Cotidianul și Comisia de Informații și Folclor la Cornel Nistorescu. În fine, nu mai arăt și adevărul, viața unei fetițe care a născut un copil, în adevărul, titlul la fel de sumbru ca și cel din Cotidianul. Pe mâine seară.